O altă întrebare importantă care mi este adresată mie este dacă și când o să mai lupt în RXF. Ați văzut că acum cu 27 este egală și nu lupt acum. E bine, s-ar putea să am meci în primăvara anului 2023, adică la anul doar, pentru că am semnat încă două meciuri cu cei din RXF, doar că au avut niște neînțelegeri între mine și cei din RXF, pentru că cei de acolo nu sunt așa cum credeam eu și așa cum speram eu să fie. Să vă dau mai multe detalii, probabil în alt vlog, să văd ce o să la circuitor comun o să ajung cu ei și dacă o să mai fac meciurile astea, pentru că sunt semnate și eu sunt un om de cuvânt. Aș vrea să fac contractul până la capăt, dar nu-mi place să, nu mai îmi place, adică să fiu luat de prost de nimeni.